Faptele Apostolilor, capitolul 7, citesc de la versetul 54, pagina din Biblie 1064. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Vă invit să ocupați locurile și să spunem cu toții: slăviți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, este un har pentru noi să ne putem strânge într-o zi de pace și de liniște la biserică în prezența lui Dumnezeu. Un prieten a mers recent în Ucraina și îmi spunea că acolo în zona Cernăuțului 90% din cei prezenți sunt doar femei. Cei mai mulți bărbați au fost duși pe front. Tot la câteva zile cineva vine acasă așa cum n-ar trebui să vină, adică mort. Și este o groază și este o frică puternică. Mulți bărbați se ascund pe stradă, sunt luați prin surprindere, sunt luați la armată chiar de pe stradă. Au fost unii care au reușit să scape cu mulți bani. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că pentru noi Dumnezeu m-a îngăduit zile de har, de aceea îi mulțumim. Însă să nu cădem în panta aceea, să abuzăm de acest har, ci să-l putem prețui la maxim și fiecare clipă pe care o mai avem, în care putem asculta cuvântul Domnului, să ne fie de folos. Amin. Dragii mei, am venit cu o altă predică în gând, însă Domnul mi-a dus aminte că în 31 octombrie copiii voștri și copiii mei vor fi atrași de cei de la școală să sărbătorească o sărbătoare păgână care se numește Halloween. Mi-am adus aminte că anul trecut la noi la firmă, firma pentru care lucrez este în Statele Unite, s-a oferit premiu pentru cel mai drăcesc costum. Bineînțeles că n-am participat, dar vis-a-vis de aceste lucruri am vrut să ne oprim la această seară la Ștefan. Omul care nu-i îmbrăcat în costum de drac, nici nu-i pui de drac, nici de dac, da? Și omul care la un moment dat vede cerul deschis și pe Iisus Hristos stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, până la urmă nu știu cât de mult vom rezista împotriva acestor lucruri. Am fost în Chicago în urmă cu 3 ani de zile. Nu exagerez să vă spun că la 80% dintre case erau paianjeni în față, bineînțeles, din acestea artificiale, ele au fel și fel de schelete. M-am speriat efectiv, deși eu nu mă sperii la orice, da? Dar curentul acesta care vine vrea să ne ia copiii. Desenele animate și filmele care apar în ultima vreme vin cu aceste duhuri în spate. Vorbeam cu fata mea astăzi, la fel cum aveți dumneavoastră provocările cu copiii dumneavoastră, avem și noi provocări cu copiii noștri, și încercam să explic că în spatele muzicii necreștine sunt fel și fel de demoni, în spatele cărților pline de filozofie, de psihologie și alte lucruri, scrise de mulți dintre ele de oameni care n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu, sunt tot felul de ocultisme, iubiții mei, și stai și te gândești, oare de unde am probleme în familie? Și stăm de vorbă ca și slujitor la mărturisire cu anumite persoane și când mergem pe fir în spate, observăm că în urmă cu câțiva ani, într-o anumită conjunctură, oamenii aceștia au intrat în fel și fel de lucruri și anturaje greșite sau pur și simplu au vizionat lucruri care au în spate demoni. Spun astăzi pentru toată biserica, Dumnezeu să ne păzească. Amin. Iubiții mei, am ajuns la concluzia aceasta în viață pe care o știți și dumneavoastră, că e mai ușor să previi decât să tratezi. E mai ușor să înlături cauza decât să dai medicamente la efect. De aceea, haideți să ne uităm în această seară cum arată omul pentru care Dumnezeu deschide cerul. Că nu cred că sărbătorești cu dracii și apoi vrei la final să ajungi în cer. Nu există așa ceva. Vreau să sărbătoresc cu sfinții și cu îngerii și cu patriarhii care au mers înaintea noastră. Gândiți-vă cum vor fi primele secunde după moarte, când ai vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov. Când ai trăit o viață
în care n-ai speriat pe alții, nu? În care nu a făcut alt atac de cor când a văzut ce știi să mint sau să înșel. Că mă gândeam, eu în fiecare zi mă speriu până la urmă, nu doar 31 octombrie, știți? Când văd oameni care pozează că-s pocăiți și descoperi că nu-i pocăit, te speri mai ceva ca la Halloween, știți? Când vezi un om care a spus către nevasta lui, până la moarte o să stau lângă ea, și acum pentru că s-a certat de la ceva minor, îți gata să divorțeze. Domnul să ne păzească! Iubiții mei, ne uităm la Ștefan, un portret, și vrem să-l creionăm potrivit cu ceea ce spune Biblia despre el. Cum arată omul pentru care Dumnezeu deschide cerul? În primul rând, iubiții mei, ceea ce observ la Ștefan e o față de înger. O față de înger. Fapte 6 cu 15, toți cei ce se deau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Cum e fața noastră astăzi? Cum e fața dumitale astăzi? Vă aduc aminte că la un moment dat Ana era înțepată de Penina și Ana plângea, era amărâtă, a dus durerea asta cu ea la templu ani de zile. Știți că era înțepată că n-avea copii, acum ești înțepat că ai copii. La noi a venit al șaptelea copil în lumea cu câteva zile, nu ne invidiază nimeni, a observat că nu m-a zis nimeni, frate, că te invidiez, dar nu mai pot. Și eu vreau nouă. Nu au zis nimeni, vă spun sincer, nimeni nu a spus asta până acum. Dar observați o perioadă inversă. Dacă ai copii, dacă accepți copiii ca o binecuvântare de la Domnul, da? Am fost cu 5 în Kaufland, se uitau la mine, zici că eu eram de la Halloween. Nu ei, știți? Iubiții mei, trăim vremuri apocaliptice, trăim vremuri grele. Ana era bajocorită că nu putea să aibă copii. Și uitați-vă, Biblia spune în 1 Samuel 1 cu 10, Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Știți, putea Ana să pună pe Facebook, pe Penina, să o facă cu ou și cu oțet, putea să o ducă la comitet, putea să zică, mă, dacă mă înțapă Penina, iau și eu un lac mai mare și o înțap și eu pe ea, nu? Ce-mi place de Ana, deși era în durere, în necaz, deși era mereu înțepată, deși era mereu bajocorită, ea merge înaintea Domnului în rugăciune. Acum, eu nu vă cunosc, e așa de ușor să predici când nu cunoști pe oameni, că nu te pot acuza decât că Duhul Sfântul dacă lăuzire, altceva nu poți să te acuze. Știți? Dacă ești din biserică și spui ceva, zice, o știu din mărturisire de la X, de la Y. Iubiții mei, eu nu cunosc pe cine am în față, însă vreau să vă spun dacă ești înțepat de cineva astăzi, nu te du la consignație și căuta un ac mai mare, du-te în prezența Domnului. Vorbește, asta a făcut Ana, a zis Ana, în loc să vorbesc cu Eli despre Penina, în loc să vorbesc cu comitetul sau cu primarul despre Penina, să mă duc să mă răzbun pe ea, a zis Ana, mă duc și vorbesc cu Dumnezeu despre Penina. Și când vorbești cu Dumnezeu, Biblia spune, se întâmplă ceva extraordinar. 1 Samuel 1 cu 18, femeia a plecat, a mâncat, după ce s-a rugat și fața ei n-a mai fost aceeași. Ce m-aș bucura la ora 8 când vom ieși de aici, fața noastră să fie schimbată. Faceți surori, prezența lui Dumnezeu schimbă fețele noastre, pentru că prezența lui Dumnezeu mai întâi schimbă inimile noastre. Biblia spunea prin Iacov, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Noi le punem la stare pe WhatsApp, am datorii, sau mai știu eu ce îngrijorări sau ce probleme ai. Și oamenii, în loc să te ajute, împrăște mai departe și mai rău îți fac. Dumnezeu e singurul care poate să-ți rezolve problema în seara aceasta. Mă gândesc la Laban. În urmă cu vreo 20 de ani venise Iacov cu poate cu o boccea în mână, cu o plasă, cu ce-o fi avut, un săculeț în mână, cu nimic. Și după 20 de ani omul ăsta, binecuvântat de Dumnezeu, a strâns o avere mare. Și Biblia spune în Genesa 31 cu 2, Iacov s-a uitat și fața lui Laban, la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Știți că invidia ne schimbă. Într-o zi Laban s-a uitat și a văzut că Iacov avea mai mari turme ca și el. Și s-a văzut pe față. N-a putut să... Știți că noi nu putem să oprim sângele să nu vină pe față. Știți? Și a văzut că fața lui Laban s-a schimbat. Iubiții mei, mă uit și astăzi, trăim o perioadă interesantă. Ne uităm la cei care au mai mult ca și noi și poate invidiem. N-ați vrea să ne uităm la cei care au mai puțin ca și noi și să fim mulțumitori? E diferență colosală. Laban... Și-a schimbat fața și-a zis, Iacov, dacă mai stau pe aici, în preajmă o să fie pericol. O plecat. Mă uit la Moise și vreau să încheie primul punct cu acest caz pozitiv. Exod 34 cu 29. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul.
Acum, nu știu ce fond de ten folosiți. Eu de câțiva ani folosesc un fond de ten, e ceva special, pot să-i fac reclamă, vă spun sincer, e ceva aparte, se numește Slava lui Dumnezeu. Încerc să mă dau cu el în fiecare dimineață. Acoperă ridurile, acoperă bajocurile altora, acoperă tot ce spun alții despre mine, nu mă mai afectează, pentru că atunci când vine Slava lui Dumnezeu, îți schimbă fața și schimbă viața. Iubiții mei, în județul Arad a fost un caz interesant în urmă cu câțiva ani. Un prieten de-al meu s-a întâlnit cu un om care predica Evanghelia, nu era de confesiunea noastră, și a văzut că avea plin de mere în portbagajul de la mașină. Și l-a întrebat, ce faci cu aceste mere? Fața lui strălucea de bucurie. Și a zis, fac țuică. Și prietenul meu i-a zis, mă, tu care predici Evanghelia, care spui la alții despre Dumnezeu, tu ești într-o mână cu paharul și într-o alta cu Biblia? O zis prietenul meu niște cuvinte, nici nu-și dădea seama că prorocește. O zis, dacă va fi să mori în curând, cum apar tu înaintea lui Dumnezeu cu țuica într-o mână și cu Biblia în alta? Și omul acesta care a fost prins, să zic așa, o dat din mână și a zis, las că rezolv eu, văd de ce o fi. La 7 zile distanță, omul acesta moare, iubiții mei, și cei de la pompe funebre care vin să-l schimbe, să-l pregătească pentru înmormântare, au mărturisit în așa fel încât tot satul a vorbit câteva săptămâni după aceea, dar abia au putut să-l schimbe. Pumnii erau încleștați, fața crispată, mușchii erau blocați și omul acesta a murit în poziție de un om care încearcă să se apere de cineva. În aceeași perioadă, în vremea aceea, în satul acela, a murit un tată de la 9 copii. El rămăsese văduv și a crescut 9 copii singuri cu multe greutăți. Într-o zi, după masă, îi spune una din fete cu care era acasă, o parte erau căsătoriți, zice, astăzi eu plec la Domnul. Taci, tati, nu mai vorbi prostii, cum să pleci la Domnul astăzi? Dar nu ești bolnav, nu ești păpat. O zis, eu astăzi plec la Domnul și a început să radieze de bucurie. O zis, am văzut că s-a deschis fereastra veșniciei și văd un cor de îngeri care vine spre mine și mă cheamă să plec cu ei. O zis, eu-s gata, s-a pregătit și plec. După câteva ore, cu zâmbetul pe buze, au plecat în veșnicie. Acela sat, aceeași perioadă, persoane diferite. Iubiții mei, vreau să las acest gând. Știți, prezența îngerilor nu produce fețe crispate. În Luca 16, când a murit Lazar, Biblia spune că au venit îngerii. Despre bogat nu mai spune nimic, dar se subînțelege că atunci când nu vin îngerii, doar demonii pot să mai vină. Îmi doresc să-mi trăiesc viața în așa fel că atunci când voi pleca, să vină îngerii după mine. Amin. Tot la Ștefan ne uităm la o a doua calitate pe care o avea el, la ochi, de data aceasta. Și Biblia spune despre el că avea ochii pironiți spre cer. Fapte 7:55, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, când stai așa întins la terapie intensivă pe spate, să te uiți în sus nu e un lucru greu. E greu să te uiți în sus cum suntem noi acum, ocupați cu telefoane, cu muncă, cu adunat, cu strâns. Însă într-o zi, iubiții mei, gândiți-vă că un moment mai dificil l-a avut Ștefan. Loveau ăștia cu pietre în el. Îl bajocoreau, îl făceau cu ou și cu oțet. Și el a ales să se uite în sus. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Repet, nu vă cunosc, dar știu că pietrele nu vă ocolesc. Când cineva vă lovește, unde vă uitați? Știți, poți să te uiți pe profil la WhatsApp să vezi cam de unde e cine. Poți să te uiți pe Facebook să vezi unde lucrează orașul. Știți? Mai multe, să afli. Cine e președinte de filială, să dai telefon, știi, să rezolvi. Poți să faci lucrul ăsta. Într-o biserică din Oradea am slujit. Nu știu ce vine acum exemplul ăsta în față. Și cineva m-a trimis la anvon un bilet în care m-a făcut cu ou și cu oțet. Eram prima zi după nașterea soției, de-abia venisem. Și am zis, Doamne, mă gândeam în mine, asta merit eu? Am ajuns acasă a doua zi și am vrut să dau telefoane și m-a sunat un proroc înainte să dau telefoane. Și a zis, Cristi, mi-a spus Doamnul să taci din gură. Să nu te aperi, să-ți vezi de treabă. Persoana care ți-a făcut rău, a zis Domnul, mă voi ocupa eu de ea.
Iubiții mei, nu m-am bucurat să aud că Dumnezeu se ocupă de persoana aceea, dar m-am bucurat că Dumnezeu m-a oprit. O zis, te-am văzut îmbrăcat în niște cizme și vrei să te bagi într-o apă murdară, să lupți cu mizeria. O zis, Domnul, cine luptă cu mizeria, să murdărește și el. Iubiții mei, asta a făcut Ștefan. În loc să ia piatra, să dea înapoi spre omul care a dat către el, Ștefan a zis, eu n-am cum să mă uit în două părți în același timp. Ori te uiți la pietre, ori te uiți la cer. Și Ștefan a ales a doua variantă. Iubiții mei, știți, una e să te uiți la cer și alta e să ai ochii pironiți spre cer. Mă mai duc cu copiii mei uneori la cumpărături, destul de rar. Cel mai periculos e când trec pe lângă raftul cu jucării, știți? Și și foarte mare astea, nu știu, așa de mare. Uleiul parcă greu îl găsește în Oșan sau în Carrefour. Jucării la tot pasul. Și atunci eu îl prind pe Ianis de mână sau pe Lucas, pe băieții mei mai mici și încerc să-i țin de povești, să le spun ceva frumos, să se uite în altă parte. Ei scapă din când în când și se uită la jucării. Știți cum se uită? Știți ce înseamnă să fii pironit cu ochii la jucării sau într-o anumită direcție? Tu mergi mai departe, dar ochii ți-i în spate. Iubiții mei, gândiți-vă că așa era Ștefan. Gândiți-vă la Moise. Biblia spune despre Moise ceva interesant. Evrei 11:26, el socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. O să fie momente în viața dumneavoastră, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, iubiți tineri, când nu o să biruiți în viața asta cu nimic. Și nu o să mergeți la avocați, nici la tribunal, nici la comitet, nici la nimic. Singura variantă care o să o ai și cea mai bună variantă o să fie să te uiți la cer și să spui, vine ziua când Dumnezeu mă va răsplăti pentru tot ce primesc acum. Vine ziua când Dumnezeu îmi va face dreptate. Uitați-vă la Moise, iubiții mei, vine sora lui într-o zi și se ia de el. Fata aceea care în urmă cu câteva zeci de ani a vorbit pentru el, a vorbit pentru a fi luat de fata lui Faraon, a vorbit pentru apărarea lui Moise, acum a vorbit împotriva lui Moise. Putea să-i zică Moise, auzi, tu știi cu cine vorbești? Tu te-ai întâlnit cu un rug aprins în viața asta? Tu știi ce diplome am eu, ce chemare specială am eu? Gândiți-vă, tu ești păstor, să ia sora ta de tine. Putea să zică două, trei și să o blocheze. Și totuși Moise tace. Știți de ce? Pentru că Moise avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise știa un lucru. Dar nu v-ați gândit, în fața lui Faraon Moise a vorbit și în fața lui surorei lui a tăcut. Eu cred că făceam invers. Nu? În fața unui împărat să poți să vorbești și în fața lui surorii tale taci. Știți de ce? Că în fața lui Faraon Moise apăra onoarea lui Dumnezeu. În fața surorii lui era onoarea lui în joc. Și au zis, eu pentru onoarea mea nu lupt. Luptă Dumnezeu. Iubiții mei, cred că e vremea să ne mai ațintim privirea în sus. Cred că e vremea să ne mai uităm în sus. 85% din informație vine prin ochi. De aceea întrebarea care o am este, ce privești în fiecare zi? Îmi spunea o fată, 12 ore pe zi stau pe TikTok. Îs virusată de lucrul ăsta. Poate nu stai 12 ore pe zi, poate stai pe alte lucruri. Iubiții mei, cum sunt ochii noștri? Vedem clar cu ei? Vedem bine cu ei? L-a vindecat Domnul pe un orb și după ce l-a vindecat și s-a atins de el prima dată, l-a întrebat, ce vezi, cum vezi? Și auziți răspunsul lui, văd niște oameni ca și niște copaci. Iubiții mei, eu când dacă văd pe un frate ca un copac, mă duc cu drujba la el, nu cu topor mă duc, nu? Păi, dacă văd ca niște copaci, nu? Dar dacă îl vezi ca și un om căzut între tâlhari, mergi la el cu medicamente, nu? Ce-o zis Domnul? E bine cum îi vezi. Spor l-a tăiat. Prea mulți vin cu drujba la biserică. Ascultați-mă ce vă spun. Prea mulți vin cu dalta, cu toporul. Ei așa ne văd, ca și copaci. Iubiții mei, eu vreau să-i văd pe oameni ca fiind creația lui Dumnezeu. Ca fiind oameni care au nevoie de mine, care au nevoie de intervenția mea. Ce vezi astăzi? Ce vezi, Ieremiu? Văd un vegheator. Iubiții mei, mă rog Dumnezeu să vindece ochii noștri astăzi. 3. Ce mai avea Ștefan extraordinar? Avea mâinile pe Scriptură. Mâinile pe Scriptură. Biblia spune în Fapte 7 și nu mai citesc. Ștefan știa pe de rost istoria lui Avram, Iacov, Moise, David, Solomon. Era familiarizat cu Scriptura. Mă gândesc la famenul etiopian în Fapte capitolul 8. El pleacă de la Ierusalim, face 4.000 de kilometri și vine la Ierusalim. După 4.000 de kilometri nu pleacă cu o poză, nu pleacă cu un tablou, nu pleacă cu un selfie, da?
Eram în Germania, frate Cristi, zicea cineva, vreau să fac o poză cu tine. Zic, nu, nu, vreau să rămâi cu predica, nu cu poza. Prea mulți rămân cu poza, n-ați observat? Bă, cum a fost la biserică? A fost extraordinar. Ce s-a predicat? Nu știu, dar a fost fain. Deci a fost deosebit de vorbit de Domnul. Iubiții mei, omul ăsta, eu m-am tot întrebat, de ce Dumnezeu nu l-a trimis pe Filip să-l întâmpine pe famen când mergea la templu să-i zică, bă, nu te du acolo, că-i peșteră de tâlhare acolo. Așa au zis Domnul, nu? Că unii asta găsesc în biserică, numai negativul. Acolo unde a fost peșteră de tâlhare, iubiții mei, în Ierusalim, s-a mântuit un suflet. Cât ar fi biserica de negativă, să știți că Dumnezeu încă mai botează cu Duhul Sfânt aici. Dumnezeu încă mai botează în apă aici. Dumnezeu mai vindecă căsnicii aici. Famenul când a plecat, a zis Dumnezeu, vreau să las pe famen să ajungă la templu și vreau să văd cu ce se întoarce de acolo. Bă, dar ce preoți bogați, dar ce bani au ăia, mă. Dar ce mașini au parcat, aia. Nu? Asta putea să zică famen. Dar ce comerț fac ei acolo la templu? Iubiții mei, la templu erau niște șilingi tirieni. Orice ban, oricine venea, trebuia să schimbe în șilingele tirieni. Conțineau cel mai mult argint. Și numai banii erau cifrați la templu. Și putea să zică famenul, mă, o vrut să mă facă de bani ăsta. O vrut să mă facă de bani, zice, eu nu înveș aici, eu nu mai cal la biserică la ăștia. Nu. Știți ce a făcut famenul? A luat cartea lui Isaia și a plecat acasă. Acum gândiți-vă, câți dintre voi o să urcați în mașină și o să spuneți la șofer, auzi, merg încet că vreau să văd ce-o predica boariul ăsta. Vreau să văd exact ce scrie. No, gândiți-vă că asta a făcut famenul. O zis către ăla care era, care conducea carul, merg încet, liniștit, avem 4.000 de kilometri, poate în 6 luni ajunge, nu mă interesează, zice. Dar vreau să văd ce scrie în cartea asta. În momentul ăla, Dumnezeu îl trezește pe Filip și spune, du-te, am un om interesat de Scriptură și cine e interesat de Scriptură, Dumnezeu nu-l lasă confuz. Slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, la noi în Hunedoara a murit un frate anul acesta, în luna februarie. Până la 45 de ani, a citit Biblia doar de 2 ori. Era ocupat, cum sunteți și voi și noi. De la 45 de ani, după ce a trecut printr-o boală crâncenă și cruntă în spital, au zis, Doamne, dacă mă scoți de aici, eu îmi schimb relația cu Tine. Nu o să mai fiu un simplu membru în biserică, o să fiu un om pasionat de Scriptură, de evangelizare. De la 45 de ani până la 72, când a murit, a citit Biblia de 157 de ori și a predicat în peste 1.000 de biserici, cele mai multe de la țară, din România și din afară. Vreau să vă întreb, când pământul se învârte, știți că pământul se învârte în 24 de ore în jurul axei sale și într-un an în jurul soarelui, credeți că pentru omul ăsta s-a învârtit mai încet? Cum de-a avut timp și eu n-am timp? 157 de ori. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iubiții mei, nu vă întreb asta ce sunteți, penticostali, carismatici, baptiști, ortodoși, Dumnezeu nu o să ne întrebe asta la judecată. Eu vreau să vă întreb doar atâta. Cum stai cu Scriptura? Cum stai cu Biblia? Cel mai important lucru într-o căsătorie, știți care e? Comunicarea. Eu dacă i-aș da soției mele, să presupunem că aș avea, nu am, 1.000.000 de euro, să zic, dragă, uite, îți dau 1.000.000 de euro, dar până când murim, să nu mai vorbesc când vezi cu tine. Și ce mi-a spune, nu trebuie niciun ban, vreau să vorbim. Iubiții mei, prin Scriptură, Dumnezeu vorbește cu mine, prin rugăciune eu vorbesc cu El. Ți-ai făcut timp astăzi să-ți vorbească Dumnezeu? Imediat știm ce a spus nu știu care, Boris Johnson. Imediat știm că a picat Bitcoin-ul sau s-a urcat. Imediat auzim știrile. Eram în Arad și am predicat miercurea trecută la Arad, m-am întâlnit cu fata din Germania. Am mâncat undeva la o masă. Frate Cristi, ce mă bucur să te văd. Zice, dar unde predici în seara asta? Zic, uite, la o biserică, la Betleem. Zic, vii către el, nu? Ești întreacă, vii. Nu, joacă Steaua, zice, nu pot să vin. Zice, joacă Steaua cu UTA, îți dai seama că e un eveniment luat la câteva zeci de ani. Știi, și am spus, eu mă duc la Betleem, că acolo a fost Steaua. Acolo s-a arătat Steaua. Iubiții mei, e mai importantă Steaua ca și Scriptura? E mai important Dinamo ca și rugăciunea? Mă uit la Ștefan, avea mâinile pe Scriptură. Noi luăm Biblia de la copii când îți mici și le dăm tableta, telefonul. Și când îți mari și fac prostii și ajung în închisoare, știi ce fac ăștia la pușcărie? Auziți, le dă Biblia și le ia telefonul. Am prieteni care au mers cu telefon și cu Biblia la el, în pușcărie. Și au zis, telefonul lași aici, Biblia poți lua că te ajută. Asta i-a spus gardianul.
În 2012, în California, lui Kenneth, un elev de 16 ani, i-a fost interzis dreptul de a-și aduce Biblia cu el în campus. Și poate vă întrebați cum, într-o țară liberă, știți cum, dăm în spate ceasul, timpul, în 1960, Madeline Murray, președinta mișcării ateiștilor americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice unde fiul ei, William, era elev. A acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit Tatăl nostru. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, a respins cazul ei pentru că și-a dat seama că scopul acestei mișcări este să scoată religia din școli. Femeia nu s-a dat bătută și cu avocați a mers la Curtea Supremă, unde în 1963, cu o majoritate de 8-1, a câștigat procesul. I s-a dat dreptate și de atunci până astăzi, în școlile din America, este interzis să obligi elevii să citească Biblia sau să spună texte din ea. După 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile publice din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Uitați-vă în Texas, 19 copii și 2 profesori morți acum câteva luni. Cazuri zilnice, când ai scos Biblia din școli, o pătruns armele, o pătruns drogurile și o pătruns alte lucruri. Iubiții mei, haideți să punem din nou preț pe Biblie. Haideți să ne întoarcem din nou la altarele familiale. Haideți să ne strângem copiii. Eu nu pot să zic la copilul meu, ai citit pe Biblie astăzi dacă n-am citit eu. O să citească de frică și la 18 ani o să plece și nu o să-i mai peste de mine. Dacă ceva ne poate ține lângă Dumnezeu, e cuvântul Scripturii. Doamne, ajută-ne să-L citim. Amin. Ce mai avea Ștefan? Mai avea o minte, iubiții mei, plină de înțelepciune. Fapte 6:10. Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii cu care vorbea el. Vedeți, dumneavoastră, școala e foarte bună, ne dă inteligență, ne dă cunoștință. Avem foarte multe informații astăzi, dar numai în prezența Domnului poți să primești înțelepciunea de care ai nevoie. Biblia spune că este o înțelepciune drăcească, este o înțelepciune firească, dar este și o înțelepciune care vine de sus. Avem înțelepciunea asta? Iubiții mei, nu informația schimbă caracterul omului, ci revelația lui Dumnezeu prin înțelepciune. Noi în fiecare zi luăm decizii în viața noastră, iar deciziile noastre le luăm pe baza valorilor pe care noi le avem. De exemplu, o fată care știe că a rămâne curată până în ziua anunții, e o valoare fenomenal de mare, incomensurabilă, nu poate fi comparată cu nimic. Fata aia, dacă întreabă un băiat la ora 1 la mâine noapte, ce faci? Ieșim în oraș. Din cauza valorilor ei, decizia ei va fi foarte simplă. Valorile mele determină deciziile mele. Dar, iubiții mei, valorile mele întotdeauna vor depinde de înțelepciunea pe care o am. Ca să mai vezi o haină albă, o valoare, ca să mai vezi un nume scris în cartea vieții, o valoare, ca să mai vezi Evanghelia, o valoare, trebuie ca înțelepciunea de sus să vină în mintea ta. Amin. Și înțelepciunea care vine de sus spune Biblia că e curată. E curată. Am pormoneul curat astăzi? Am telefonul curat? Am privirea curată? Am căsătoria curată? Ce caut să-i dai inimioare la altcineva în afară de soția ta pe WhatsApp? Am aflat cu stupoare de un astfel de caz recent. Am rămas șocat. Iubiții mei, curată, apoi pașnică. Dacă am înțelepciunea de sus, întotdeauna voi căuta pacea. Am fost la o familie cu mai mulți copii, peste 10 copii. Am mâncat după slujbă la ea acasă. Fratele e diacon în biserică. Să vedeți ce mult contează pacea. Și vă spun sincer că n-am prea putut să mănânc. Vinea un miros de la animalele care le aveau acolo. Eu am crezut că-s de la ei inițial, dar apoi m-am dat seama că-s de la vecinul lor. N-am putut să mănânc, era exact lângă bucătărie, cotețul cu animale și a fost joale. Și am ieșit așa un pic iritat afară, au văzut gazda că n-am mâncat și au zis, frate Chris, dar de ce n-ai mâncat? Și au zis, omule, n-am cum să mănânc, că eu am crescut cu animale acasă, eu am muncit la vaj, la porș, de când eram copil. Dar zic, eu n-am putut să mănânc. Și auzi ce m-a spus omul ăsta, frate Cristi. După lege, vecinul meu nu are voie să țină animalele lângă bucătăria mea. Aș putea să-l bag în tribunal și în 2 minute câștig procesul. Dar auziți, eu sunt diacon la biserică. Dacă l-am băgat în tribunal astăzi, de azi până în ziua morții mele, eu nu mai pot să-l chem la biserică. Frate Cristi, tu ești păstor, eu sunt diacon. Tu n-ai putut o oră să-l rabzi. Eu de 35 de ani îl rab pe omul ăsta. Numai ca să fie pace și Evanghelia să prospere și să meargă mai departe. Știți cum am plecat? Rușinat. Avea dreptate omul? Avea. Tu cauți pacea, eu caut pacea?
Iubiții mei, maleabilitatea, auziți, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Maleabilitatea e opusul încăpățânării. Apoi Biblia spune că e sinceră, da? Sinceră. De unde vine cuvântul sincer? De la sine cerea, fără ceară. Cei care lucrau mai de mult cu vase din lut, în momentul când, după ce munceau luni de zile pe ele, în momentul când mergeau cu ele la piață, din cauza drumurilor, iubiții mei, vasele alea se crăpau pe alocuri. Și omul, când ajungea la piață, nu-și permitea să piardă toată munca investită. Și atunci a luat ceară, se băga acolo în spate, undeva să nu-l vadă nimeni, și dădea cu ceară pe crăpătura aia. Numai că ăștia s-au prins cumpărătorii. O lua câteva vase din aștia, că numai acasă să pună lichid din ele, nu ținea lichidul. Ele erau polișate fain, arătau bine, dar nu țineau lichidul în ele. Și atunci au intervenit expresia asta și oamenii întrebau înainte să pune mâna pe vas. Sine cerai, fără ceară. Cred că ar trebui să-l folosim și noi astăzi, nu? Expresia asta, să o folosim. Chiar dacă nu mai facem vasă din lut. Că nu mai știi, te apreciază cineva, bă, cred că vrea de la mine ceva, că altfel nu m-ar aprecia. Ai impresia asta. Nu știi, omul chiar e sincer? Omul chiar e sincer? Iubiții mei, frica de Domnul este baza înțelepciunii. Proverbe 15 cu 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Doamne, mai dă-ne și nouă înțelepciune astăzi. 5. Ce mai avea Ștefan, iubiții mei? Avea genunchi bătătoriți. Apoi a îngenunchiat, spune Biblia, fapte 7 cu 60. A îngenunchiat. Nu era prima dată când el îngenunchea. Nu era prima dată când stătea înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și a strigat cu glas tare. Știți că ne mai spun unii, mă, ce strigat așa în biserică? Îmi scria un frate, un domn, a zis, domnul pastor, zice, când vă ascult pe YouTube, îmi place. Când începe să urlați, eu am închis YouTube-ul, zice. Nu știu ce urlați ca bezmetici acolo, zice. Ce aveți cu noi, zice, că urlați așa. Dar i-am zis, când joacă Steaua și strigă aia care bune acolo, ca bezmetici, da? Ca să folosesc limbajul dumneavoastră, zic, n-ați închis televizorul, că o strigat. Iubiții mei, noi ca și slujitori vedem oameni care merg spre iad și strigăm. Nu? Că mai bine să strigi în biserică decât să strigi în iad. Bogatul s-a uitat în Părintea Avrame, zice, dar o strigat, zice, bine că o strigat. Ne mai spun unul, de ce strigați la rugăciune așa? Păi nu spune cântarea, când te afli îngrijorat, ce să faci? Strigă către Domnul. Iubiții mei, dacă ar fi mai multe strigăte în bisericile noastre, ar fi mai puține strigăte în pușcării, pe stadioane și în alte locuri. O îngenunchiat și o striga cu glas tare, Doamne, nu le ține seama păcatul acesta. Oamenii lui Dumnezeu, iubiții mei, sunt oameni ai rugăciunii. Ai avut un timp astăzi în care să te rogi și stai cu Dumnezeu în părtășie? Avem acasă al șaselea copil, îl cheamă Marcus și are un an și undeva la 9 luni, un an și 10 luni. El are scaunul ăla special. El se urcă deja, când e timpul mesei, el se urcă în scaun liniștit. Primul lucru, știi ce face? Pune mâinile împreună. Nu știi ce spune, habar n-am ce spune, dar vreau să vă garantez. Cred că e mai primită rugăciunea lui ca a mea. Știți? Așteaptă apoi liniștit masa, nu face scandal, știți? Am stat și m-am gândit dacă un copil se poate ruga. Noi nu mai avem timp să ne rugăm. Iubiții mei, am văzut foarte mulți oameni care lasă rugăciunea pentru reanimare, pentru tribunal, pentru bacalaureat. Mă uit la Daniel, avea undeva la 80 de ani, când cu părul alb coboară în groapa cu lei, cu demnitate. Nu au zis, auzi, împărate, stai să sun un proroc să văd, îți lei, îți din groapă, îți de la circ sau îți din pădure. Să știu ce speranțe am, mai am șansă la viață sau nu. Nu au zis, frate păstor, stai să mai facem o evangelizare, că eu sunt spate cu Dumnezeu, cu rugăciune. N-am avut timp, eram cu guvernul, politica, parlamentul, semnături. Nu. Daniel merge în groapa cu lei, dar știți din ce cauză? Când Daniel 6, Biblia spune, se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Iubiții mei, chem astăzi Biserica Speranța să ne apropiem din nou de rugăciune. Să reînviem rugăciunea și altarul rugăciunii în bisericile noastre. Nimica nu m-a ținut în biserică, vă spun sincer, mai mult ca rugăciunea. N-am avut bucurii mai mari niciunde ca atunci când am stat și am vorbit prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu. Cele mai frumoase bucurii, când am putut să cânt în alte limbi, nu se întâmplă de azi, dar sunt momentele alea care nu le poți da pe nimic. Mă întreba cineva, Cristi, unde ai ajuns cel mai sus în viață? Care a fost cel mai sus top unde ai ajuns? Și știi ce am spus? La picioarele lui Iisus. Acolo e locul unde nu o să cazi și nu o să falimentezi niciodată. Iubiții mei, o zis Ravenhill și vă implor, citiți cartea lui De ce întârzie trezirea. O zis Ravenhill, ca să ai o viață sfântă trebuie să te rogi și ca să te rogi trebuie să ai o viață sfântă.
Un bărbat care își înșală nevasta nu mai are chef să vorbească cu ea. Îl deranjează prezența ei. Dar un bărbat care are o fidelitate și o integritate pură în familie, e bucuros să comunice cu soția lui. Vreau să te întreb astăzi, ce-ți dă diavolul că nu mai ai timp de rugăciune? De ce nu mai ai timp să stai pe genunchi cu Dumnezeu? Am fost la o mormântare în județul Arad și o bătrânică, știți când moare o bătrânică, 15-20 de oameni dacă vin. Mai merg numai la numele mari, știți? Ce mai mult. M-am uitat, vreo 5 erau pe afară, vreo 10 erau înăuntru. Am predicat. Am plecat la masă cu familia și am văzut că nepotul și soția nepotului nu mâncau. Am zis, așa că vă doare, nu puteți să mâncați, că vă doare pentru bunica. Și au zis, nu pentru aia nu mâncăm. Bun, dar spuneți-mă, de ce nu mâncați? Și au zis, frate Cristi, eu sunt cadru medical. În ziua când bunica a murit, o căzut pe mine sarcina să o schimb pe bunica. În momentul când i-am dat ciorapii, m-am oprit și am izbucnit în plâns. Picioarele ei, genunchii ei, erau ca genunchii unei cămile. Genunchi bătătoriți, piele tare. Și m-am oprit atunci și parcă așa m-am gândit. Copiii mei sănătoși, soțul meu e un soț deosebit, avem tot ce ne trebuie în viața asta. Nu cumva e din cauza unei bunici care stă pe genunchi pentru noi? Frați și surori, iubiți tineri, unii dintre voi sunteți aici pentru că ați avut pe cineva în familie care o stă pe genunchi pentru voi, care între pământ și cer o zis, Doamne, nu mănânc astăzi, până nepotul ăla nu schimbă viața. Până fata mea nu se întoarce, eu nu mă ridic de pe genunchi. Am fost undeva la cineva acasă și m-am pus exact lângă sobă, în colțul mesei și a zis, frate Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. Și am zis, dar cum poate să fie un loc sfânt, un scaun lângă o sobă? Și a zis, Cristi, mama mea a plecat din viață. Dar ascultă-mă, aveam 18-19 ani, plecam la discotecă aproape în fiecare seară, în cluburi, îmi făceam eu treabă să mă duc. La ora 10 ieșeam din casă, îmbrăcat frumos, parfumat, cu 4 oace. Când eu coboram să ies afară, cobora mama. Ăla a fost locul unde mama s-a pus pe genunchi. Ani de zile. La ora 4-5 la de chestii, când veneam de la discotecă, de la cluburi, de la concubinaje, mama mea era tot acolo. Vezi că stai pe un loc sfânt. I-au plecat, însă în momentul când o acoperit ăștia sicriul cu bulgări de pământ, rugăciunile ei nu au putut să fie acoperite. Te invit astăzi să punem preț pe lucrurile pe care pământul nu le poate acoperi. Și unul din astea sunt rugăciunile. Îi spuneam la un băiat care și-a făcut de râs mama și mi-a sunat mama și se plângea la telefon. I-am zis, poți să fugi în viața asta de poliție, de FBI, de CIA, de oricine poți să fugi. Că există metode să te ascunzi. Dar de rugăciunile unui tată sau unei mame, rugăciuni sincere, rugăciuni amestecate cu post, ascultă-mă, și în gaură de șarpe te găsește Dumnezeu, oriunde te ascunzi. Dacă când îți va da întâlnire Dumnezeu pentru lacrimile alea, să te ții bine. Să stai bine. Iubiții mei, asta avea Ștefan special, genunchi bătătoriți. Unii dintre voi l-ați prins pe Simionuc, pe omul acela care dacă ar trăi, eu n-aș fi vrednic să-i spăl picioarele. Într-o zi un jandarm l-a luat, a încercat să-l lea așa la mișto, să-și bată joc de el și a zis, Simioane, care e diferența între mine și tine? Apoi Simionul s-a plecat jos și a ridicat pantalonii până la genunchi. I-a arătat genunchii la ofițerul ăsta și a zis, diferența nu e aici. E aici. Nu la grade, nu la salar, ci la genunchi. Mai avem nevoie, iubiții mei, de oameni care să stea pe genunchi. Doamne, mai ridică astfel de oameni. 6 și 7 și închei. Ce mai avea Ștefan special? O vorbire plină de Duhul Sfânt. Așa spune Biblia, că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Derek Prince povestește că în al doilea război mondial, într-un spital englez din Africa de Nord, un doctor se ocupa cu bolnavii de dizenterie. În fiecare dimineață el saluta fiecare pacient pe care îl vizita cu aceleași propoziții. Bună dimineața, cum te mai simți? Și a doua era, arată-mi limba.
Medicul era prea puțin preocupat de răspunsul la prima întrebare, dar întotdeauna era foarte atent la pacientul care scotea limba, iar pe baza analizei ei, doctorul formula diagnosticul. Pacientul putea să zică, eu sunt bine, domnul doctor, însă starea lui cu adevărat se observa doar prin analiza răspunsului la cea de-a doua întrebare. Știți că uneori e suficient să ne deschidem gura ca să vadă oamenii din jur dacă suntem sănătoși sau bolnavi? Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie joia, miercurea și duminica cu har. Nu. Totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Ce înseamnă har, iubiții mei? Iadul mănâncă, mă! Asta înseamnă har, așa-i? Nu. Har înseamnă zidire, ridicare, mângâiere, pansament pe rană. Ce înseamnă sare? Păi sarea dă gust. Sarea lasă un gust plăcut. După ce ai vorbit cu omul ăla și vezi că e plin de Duhul Sfânt, că ți-a spus mărturie cu Dumnezeu, te-a încurajat, o zici, las că mă rog eu pentru fata ta, iau și eu zi de post. Îți vine să mai stai lângă el, îți vine să mai vorbești cu el. Iubiții mei, felul în care vorbește cineva spune multe despre acea persoană. Injuriile, violența verbală, limbajul obscen, cârtirea, nemulțumirea, minciuna și multe alte păcate ale limbii sunt specifice oamenilor mândri, oamenilor care lovesc, care rănesc, care calcă peste alții pentru a-și împlini scopurile lor viclene. De aceea, iubiții mei, trebuie să fim foarte atenți la felul în care vorbim. Biblia spune în 1 Petru 3:10, că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Știți că sunt necazuri în viață pe care ni le facem noi. Am văzut oameni care mâncau sănătos și vorbeau urât. Vă vine să credeți lucrul ăsta? Și nu mănânc, zice, nu... E bine că mănânc sănătos, foarte bine. Dar de ce vorbești urât? Iubiți-mi, spune Biblia în Proverbe 21:23, cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Sunt necazuri pe care le facem noi. Oare ce o lăsăm în urma vorbirii noastre? Rămâne sare? Rămâne har? Rămâne miere? Ați văzut vreo albine care stă de vorbă cu musca la o cafea? Să încearcă să convertească musca. Eu n-am văzut. De prea multe ori, ascultați-mă bine, ne irosim viața cu bajocoritorii. De prea multe ori vrem noi să convertim pe ăla care 20 de ani nu sta lângă biserică și numai o făcut praf biserica. Îl convertesc eu. Nu-l convertești. Pe bajocoritor nu-i convertești. Iisus Hristos în ziua arestării lui n-a zis, Pilat, numai puțin, mai țin o predică la farisei și cărturari, pe puncte. Nu, 3:30 au zis predici. Nici nu vorbi Dumnezeu cu ei. Iubiții mei, scopul samaritanului din pilda samaritanului milostiv nu a fost să bage proces la tâlhar, ci să vindece pe ăla căzut între ei. De prea multe ori, bă, las că îl convertesc eu pe ăsta, mă ocup eu de el, îi dau eu lui porția. Nu, dar nu lasă de-o chema Dumnezeu. Dumnezeu ne-o chema să lăsăm în noastră miere. Știți că o albine trăiește 30 de zile. Știți că pentru un kilogram de miere, 1200 de albine culeg polen din 2 milioane de flori și parcurg 40.500 de kilometri. Mâine dimineață la cafea sau la ceai, când vă puneți o lingură de miere sau o linguriță, să vă gândiți ce ușor se face miere. O albină, chiar dacă trăiește puțin, îi interesat ce rămâne după ea. O să-ți Ludovic al XIV-lea după mine potopul. O lua vorbile așa de la una din amantele lui. Că te influențează anturajul negativ, nu? Albina nu spune asta. Știi ce spune albina? După mine miere. Iubiții mei, după mine Evanghelie, a zis Pavel. După mine cerul, după mine Hristos, călcați pe urmele mele. Ce cuvinte frumoase, ce cuvinte puternice. Și în ultimul rând și cu asta închei. Știți ce mai avea Ștefan? Picioare în alergare pentru Doamnă. Fapte 6:8, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Acum vreau să vă întreb, cum făcea minuni și semne? Din fotoliu trimitea SMS-uri, trimitea pe Revolut 20 de lei? Nu. Știți că minunile întotdeauna și semnele întotdeauna necesită și intervenția divină și efortul uman. În fața gropii lui Lazar, a zis Domnul Iisus Hristos, dați piatra la o parte. Nu putea cel care o învia pe Lazar să dea o piatră la o parte? Stați voi pe telefon, zice, că mă ocupi de toate. Nu, nu, nu. Faceți-vă parte. Iubiții mei, Dumnezeu vindecă bolnavii, dar eu trebuie să-i vizitez. Dumnezeu e apărător orfanilor, dar eu trebuie să fac sandwich-uri pentru ei. Amin? Dumnezeu își face parte. Dar întrebarea mea e, eu îmi fac parte? Toată ziua Ștefan era printre oameni, în norod, făcea minuni și semne. Știți, face mii de pași pentru noi pe zi.
Mii de kilometri pentru cele materiale, pe an, cu mașina. Întrebarea mea este, câți pași facem pentru Domnul? Psalmul 5:6-8, tu numeri pașii vieții mele de pribiag, punem lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? Știți că adevărații ologi nu sunt ăia care n-au picioare, ci sunt ăia care au picioare, dar nu le folosesc pentru Domnul. Am fost plecat în județul Vâlcea, în urmă cu câteva luni de zile. De obicei, când plec în țară și reușesc, mai iau din copii cu mine. Astăzi, sora mea s-a ocupat de copii și au fost și la orchestră și n-am vrut să iau de la repetiție. Dar de obicei iau 2-3 cu mine și în weekendul ăla am fost plecat de joi până duminică. Și am spus bisericii din Vâlcea, unde am slujit, nu o să rămân la masă duminică seara, vreau să ajung acasă repede. La ora 8 fix am fugit pe poartă spre mașină cu cei doi băieți. Și am auzit în spatele meu pe cineva care încerca să mă ajungă. Știți că s-aude zgomotul de cărucior. Era pietriș pe jos. Și m-a strigat, frate Cristi, m-am întors. Și am văzut o soră care era cu amândouă picioarele tăiate. Poate știți că lucrăm la Miros de Cer de ani de zile, am înființat această asociație cu frații Strugariu și eram 99% sigur ce vrea să-mi spună. Că primim peste 70 de telefoane pe zi, de cerșeli. 70-80 pe zi. Eram sigur, bă, știe că sunt la asociația Miros de Cer și vrea să-mi ceară bani. 100% eram sigur de asta. M-am întors și am zis, da, spuneți, vă rog. Frate Cristi zice, avea un plic în mână. Am auzit că vă ocupați de cei sărași, de văduve și de orfani. Vreau să pun și eu ceva pentru Domnul. Am înlemnit în momentele acelea. Și am zis, soră, noi ne ocupăm cu cazuri ca dumneavoastră și multe din ele mai bune ca ale dumneavoastră. Nu pot să iau banii ăștia. Frate Cristi a zis, sora asta e partea Domnului și trebuie să o iei. În timp ce ea vorbea, a venit un bărbat lângă ea și a zis, ăsta e soțul meu. M-am gândit, mă, sigur, nu, o fi făcut o problemă, o fi avut acum amputarea recentă. Auziți ce mi-a spus? În ziua nunții mele eram tot fără picioare. Și soțul meu, cum îl vezi lângă mine, era așa, sănătos, așa m-a luat. În momentul ăla nu m-am mai grăbit niciunde, am înlemnit complet. Nu mai avea ce să mai spun. Că mă gândesc la băieții de astăzi, la fetele de astăzi, la ce caută ei. M-am gândit ce-o câștiga bărbatul ăsta din căsătoria cu femeia asta. În afară să schimbi, să o duci dintr-o parte în alta. Și auzi ce m-a spus. Avem 7 copii și toți sunt în biserică. Dragi surori, nu știu cum vii vouă. Mie mi-e frică de ziua judecății. Și pregătește Dumnezeu în fiecare județ din țară, ascultați-mă ce vă spun, mărturii, prin care în ziua judecății ne va închide gura la toți. Gândiți-vă, am pus, nu mai știu cât era, 150-200 lei, am pus în buzunar, gândindu-mă, Doamne, dă-mi călăuzire să știu unde dau banii acestei femei. Și iubiții mei, săptămâni întregi am fost marcat de gestul ăsta. M-a sunat acum câteva săptămâni împreună cu un nepot de al ei și a zis, Hade Cristi, am hotărât toată familia noastră să intrăm în post pentru tine. O zi specială. Dacă Dumnezeu m-a mai dat un pic de har astăzi, să știți că cineva a fost în post. Avem la noi la biserică o soră, sora Cioban o cheamă. Are o listă cu 60 de nume. 60 de nume pentru care se roagă în fiecare zi. Știți ce m-a spus într-o zi? Frate Cristi, și tu ești pe lista asta. Iubiții mei, n-ați vrea să fiți voi următorul Ștefan? Să fiu eu următorul Ștefan? Vreau să facem o rugăciune acum, dar gândiți-vă la imaginea asta. Nu am reușit și n-am găsit imagine ca asta pe Instagram, nici pe Shutterstock, nici pe niciun site. Gândiți-vă la imaginea pe care a văzut-o Ștefan. E unică. S-a uitat în sus. Știți că Biblia spune că pe lângă scaunul lui Dumnezeu, pe lângă tronul lui Dumnezeu, mai este un scaun pe care stă Iisus. În momentele acelea, Iisus Hristos a ridicat în picioare. Primul martir al bisericii, după biserică, după jertfa Domnului, intra în cer. Și s-a ridicat Iisus Hristos să-L primească pe primul martir. Frate și surori, dacă o să mor ca George Mueller cu 60 de lire, toată averea mea, nu-mi pare rău. Dacă atunci când mor
se deschide cerul. Vreau să spun o întrebare, ultima care am să pun. Dacă toată România sau Oradea aia ta și când închizi ochii cerului ca la Bacovia, de plumb, ce ai câștigat? Dacă ai cea mai faină mormântare din Oradea, zeci de pastori, preoți, primari, ce vreți voi? Și nu vin îngerii, că bogatul cred că a avut o mormântare faină. Probabil că erau mulți live când o transmis. Și dacă mor într-o chirie, nebăgat de nimeni în seamă, dacă mor poate cu puțin aici și când deschizi ochii dincolo, vezi slava lui Dumnezeu și vezi îngerii, ce ai pierdut? Doamne, mai ridică oameni ca și Ștefan. M-aș bucura Dumnezeu să înceapă cu copiii noștri, să înceapă cu familia noastră. Nu știu, poate te gândești că ăla la care te scoli în fiecare dimineață, băiatul ăla de clasa a treia și pui sandwich, te-ai gândit că poate fi următorul Ștefan în România, poate fi următorul Moise sau Daniel. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei, să ne rugăm să ne dea Dumnezeu un portret ca și la Ștefan. Iar atunci când vom închide ochii, să-i putem deschide în prezența lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm și mulțumim.